Salut tuturor și bine v-am regres la un nou episod din Scrap Mechanic. Ei bine, episodul acesta nu vom construi nimic, în schimb am o tonă de chestii să vă prezint. Acum câteva zile, după cum bine știți sau nu știți, am făcut un livestream în care eu uh, am jucat doar Scrap Mechanic pentru că asta am avut chef și prin urmare am făcut multe chestii noi, plus că avem case noi, membri noi și acum suntem pe. Uh, insule, avem apă, avem nisip, este totul super tare um, Avem aici casa lui manevră, L-am ajutat să construiască O să facem un quick review uh, Apoi o să mergem la casa mea Și mai avem acolo două case Una în construcție și una care s-a mai lucrat Am făcut un pot să putem traversa mai rapid Acum, haideți să trecem la casa lui manevră. Nu uitați să apăsați acolo like dacă vreți, evident Și vă place seria asta sau așteptăm până la final ce apăsați atunci Cum vreți voi Bun Avem aici casa nu manevră o casă drăguță, o să vă explic imediat de ce e chestia asta aici, aici i-am uh, proiectat eu niște scări așa Că el nu știu voia să-și facă ceva pe acolo prin spatele lui și am zis, Bă, dacă tot faci casă de genul, lasă-mă să-ți fac asta Avem aici o baie, duș, frumos, vedere la, la cer, n-a terminat încă Așa, cam asta ar fi uh, În schimb am făcut, i-am dat lui mașina mea veche, asta e mașina mea nouă, Ulu, cam așa arată mașina mea nouă E puțin cu spasme, dar este ok Avem aici garajul ăsta, observați <laughs> uh, e, făcută, e făcut special garajul pentru această mașină uh, Din cauza formei Deci, observați cum vine mașina Observați cum vine garajul Deci nu poți băga... De fapt, poți băga și o mașină de asta mică O de-asta așa mică, pot să o bage aici dar ideea e că nu poți să bagi ceva mare. Ha, bun. Asta fiind așa, o să-i lăsăm noi asta aici. Deci cam așa arată. În fine. Ce vreau să vă prezint este la casa mea, evident. haideți să mergem. Mi-am făcut aici curte să pot intra. Parchez mașina aici. O las aici frumos. Și, stați așa, hai să n-am nimic în mână, gata Avem aici frumos, dacă vrem să stăm la o umbreluță, putem să stăm la o umbreluță Frumos, cană, ale alea pe aici, un scaune gri um, Am făcut eu aici o piscină Bă, am zis, de ce nu? Uh, și gardul de asemenea Ares, m-a ajutat la el E casa lui Manevra sau lu Ares? Sau a luat Spacer? Cred că ea lui Spacer

Da, m-a ajutat la gar și după ce am zis că l am zis manevrul la început. Da, ok, ia, ia cuiva casa. Oricum o să ne facem mai mulți case pe aici. Aici e casa, acolo casa lui Cronos, care încă e plecat la munte. aici avem, cum vă ziceam, piscina, șezlong, dacă vrei să stai la șezlong. long. în casă încă nu m-am apucat să mobilez parterul. În, schimb, am pus chestiile astea la ușă. În total, destul de drăguț. Avem noi aici sus. Tot ce Așa, avem aici garajul. Deci ăsta e garajul meu, o să ziceți, bă, ai garaj la etaj? What? Uh, cum urci mașina? Ei bine, am făcut un sistem de de șmecher. Uh, nu e cel mai... Wow, e prima dată când am încercat așa ceva. Haideți să vă arăt. Apropo, avem și un balcon. Imediat o să vedeți. Cam am băi, vreau balcon. Și bam, mi-am făcut balcon. Și de asemenea, poți să și stai aici dacă vrei. Da, așa frumos. Bun, deci cam... Uh, tarteșa, să o poză. Da. Deci cam asta poză. Deci e balconul, haideți să mergem să vă arăt exact garajul asta cum funcționează. Uh, e puțin mai... bine, nu e complicat să zic, dar uh, e destul de tare. Păi, eu sunt aici cu mașina, avem aici un perete frumos făcut, am terminat toată casa. Avem aici două butoane, e bine, îl apăsăm pe acesta, se lasă o platformă, apoi se împinge jos, se deschide ăla. E o mașinuță asta, să sperăm că nu se bucuiește. Bine, mașina asta sau orice altă mașină, dar mică. Oricum, nu vreau mașină mare. A, apoi, ridicăm noi ăsta. S-ar putea să se bugăiesc, nu știu de ce fac alea așa. După ce ridicăm asta, ca să nu mă chinu eu cu mașina să virez de e-n bam. Și asta îmi bagă mașina în garaj. Apoi eu foarte simplu am dezactivat asta, am dezactivat tot asta. Se închide absolut tot pe aici. Și avem mașina în casă. Într-un fel sau altul. Na, ce părere aveți despre chestia asta? Bun. Am, cum scoți mașina? Evident, la fel de ușor. Activezi asta, se deschid ușile. Așteptăm. Am urcat platforma sus. Nu trebuie să mă urc în vehicul, nu trebuie să fac eu absolut nimic uh, în legătură cu vehiculul. Apăs butonul 4, o să iasă de aici și o să-mi împingă mașina înapoi pe platformă. Dezactivăm. Dezactivăm și ăsta, mergem jos. Încă nu mă ating de vehicul, deoarece nu am de ce. Acum am urcat în vehicul, dau în spate, aici și suntem gata de uh, plecare. Cam ăsta ar fi sistemul pentru garaj. M-am chinuit puțin, nu e, nu e complicat. Ideea e că a trebuit să tai, să sutezi de mai multe ori anumite chestii ca să iasă un... Tot unitar, să zic așa, o bucată completă, să nu fie uh, mai multe chestii separate. Și a trebuit să-l fac, să-l tai, să-l fac, să-l tai din nou, să-l sudez, să refac, să sudez și să-l pun. Uh, a fost destul de bătaie de cap, nu greu, doar puțină bătaie de cap. Acum, ce avem noi pe aici, așa. mașina e înceată ca să nu se buguiască, avem noi un pod. Uh, podul ăsta e făcut mai mult pentru cei doi David care au casa acolo. Cam așa arată, e cu sticlă. Și e destul de tare podul. Gata. <laughs> ok. Uh, e destul de tare, e o sticlă mai, uh, mai specială, să zic așa, și e puțin bunghit oarecum. Dar e ok, putem să traversăm repere, nu mai trebuie să o luăm roată, Aia e pentru mașini, asta e pentru oameni normali. Bine, și pe acolo, într-un fel, trec oameni normali cu vehicule. David încă nu și-a făcut aici casa, s-a apucat. David mare acesta, pentru că celălalt, tot David îl cheamă doar că are sticlă. Ok. Uh, dar el a vrut neapărat chestia asta la casa, nu știu care-i treaba În fine, n-a apucat să termine. Aici toți sticlei, nu? Da. Și aici? Și nu-ți dai seama. <laughs> și aici a David uh, cel mic și a făcut și el uh, casuță. Bine, prima dată m-am cam luat de el, deoarece el efectiv făcuse un cub. Nu zic că acum nu e un cub, e un cub. Doar că primul arăta groasnic. Haideți să facem de puțin aici. Așa. Deci primul vreau să zic că arăta groaznic. Era ceva de două ori mărimea ăsteia. Și nu avea absolut nicio formă, nu avea nimic, nimic. Și am zis, băi, nu, nu rămâi cu chestia aia pentru că e urâtă și nu nu te las cu ea. Era foarte mare, nu avea cum să o facă, chiar dacă voia să, să o mobileze. Era imens, trebuia să piardă câteva ore pe puțin. Așa, în schimb, a făcut-o pasta, are aici un televizor drăguț, un bar. A, aici, în schimb, e mai frumos. <laughs> Dezbuleală, scăr normal pe 2-2. Ok. Uh, Lasă Avem aici, el la toată casa are pereți dubli. Nu știu de ce, dar la toată casa are pereții dubli, după cum observați. geamul și încă unul. Uh, la fel și în casă. Pereții sunt dubli. Probabil așa e plăcere să fie mai... Uh, fiți atenți, aici am dat peste cap. Deci, vrei să intri în baie, da? Deschizi ușa. Intri în baie. Închizi ușa. Vrei să ai... Tu aici să fii blocat, bam. Nimeni nu mai poate să intre în baie. A gândit-o, ai un geam micuț la baie? <laughs> ah, da. Deci e, e destul de tare casa E destul de tare Mai e de lucrat la ea, dar evident este ah, Funcționează și asta? Le-a conectat în parte O, oh, le-a jos Eu le făceam aici cu sistemul sleneș. Deci cam așa arată și casa lui David Acum o să vă întrebați cum am făcut chestia cu apă, cu nisip. E bine, într-un fel nu, nu avem niciun pic de apă și niciun pic de nisip în joc. Uh, pentru că nu s-a băgat încă. În schimb, sunt niște moduri care îți oferă acest uh, cub vizual. E un pătrat extrem de mare. Tu pui un singur cub și știți cum se pune uh, chestia asta vizuală. Treci prin ea doar că soarele nu trece prin ea și e destul de ciudat dacă coborăm jos, dacă mergem jos. vine, bine, nu pot să cobor sus. Și acum nu știu unde am pus eu mai exact cu de apă aici. Și acolo e cu de nisip. Dar merge vopsit. A, uite, na. Bam. 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 Așa arată ea normal. Și noi nu mai știu ce culoare am făcut-o, mi se pare că așa am făcut-o. Ea e verde, ideea e că e prea verde, așa arată bine. Bine, din cauza la nisip cred, cred că pot să colorez și nisipul. Wow, cred că, cred că se ar vedea albastru acum de sus. Mă refer, se vede așa tot albastru, ia hai să mergem. Nu. Oh, am că mă duc direct pe jos. Da, acum chiar ca se vede foarte albastru apa. Așa o să lăsăm. <laughs> ok. Și haideți să mergem jos să vă arăt exact cum e trecerea asta. O să vedem niște episoade în care nu o să ne mai ocupăm de mapa asta. Bine, asta nu înseamnă că abandonăm harta. Înseamnă că pur și simplu o să vă prezint niște chestii șmechere. Cam așa arată jos. Deci, efectiv, vezi uh, chestia asta așa. Nu mai trece soare, nu mai trece absolut nimic. E destul de tare. Într-o oarecare măsură. Uh, pentru că așa poți să faci în uh, noapte, știi? Vopsește asta cu negru. Și e ca și cum ar fi complet noapte. Și ziceți voi că nu se vede și șmecher. Insulele pe apă. Insulele Galapagos. Nu știu. Nu, nu, nu cred că am făcut chestia asta. Ce am apusat? Cred că am apusat space. Acum o să mergem noi <laughs> să doborăm acea dronă. Nu e prima dată când pierd drone pe harta, am mai pierdut vreo 3. Ideea e că le-am recuperat, evident. Trebuie să mă pun pe ea. De aia că la n-are destul de multă forță. O să atingă pământul. Hai jos, nu se poate. Uganda, hai mai jos. Stați că mă duc eu la ea. Cum am nu e prima dată când mi se întâmplă așa ceva. Gata, bine, am vrut să vă arăt care e treaba de desubt. Ok. Cred că s-a stabilizat într-o oare care e posură singur, Ideea e că vor mai fi case pe aici. a, a modificat David cel mic podurile. Nu înțeleg ce e chestia asta aici. Nu știu, nu i-am făcut-o. Ceva pană, nu știu am modificat asta aici, am pus de astea mai lungi ca să putem să urcăm mai simplu. Oricum, e destul de tare. cei de pe live au venit cu ideea să facem apă, să avem insule. Bine, eu tot ziceam insule, 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 dar n-aveam apă, eram pe niște munți și a zis, pă, cineva, pă, da, e modul ăla cu, cu apa, știi? Și în momentul ăla am văzut ceva de genul... Știi? Și... Chiar foarte bine. Ziceți voi că nu arată super jmecher decât cum era înainte pe niște munți așa. Pe insulei e mai șmecări. Acum, așteptăm... Uh, bine, ideea era ca cei doi să-și facă aici să facem un fel de city roleplay. Unul să aibă garaj, te duci cu mașina, să modifici, să punem planul în aplicare. Dar aparent unii s-au dus și au făcut casă în partea aia altă și e puțin nasol. Bine, se pot muta caselele și o să le mut. O să pun palul David de la mic aici și David mare undeva într-o parte pentru că el are și chestia aia în afară. Cam așa arată casa mea. Finală, nu mai am ce să-i fac. Uh, în schimb o să mă apuc să fac servisul. Și cine vrea să se ocupe de asta, să modifice mașini, probabil o să mă ocup eu de servis. Sau fac mai multe. Și gen, cine vrea să-și modifice mașina, se duce la ăla, o las acolo, vine, o ia frumos. Adică un, pe, un pic de... Roleplay în Scrap, mecanic, roleplay nu scriptat, ci... Uh, nu știu cum să zic... În înțelegeți voi ideea. Uh, cred că are și destul de tare. Bun, eu acum vă voi lăsa. Astăzi vor mai apărea niște clipuri blană. O să mă bas pe mizura 4 dimineața. Uh, și dacă v-a plăcut, evident, nu uitați să apăsați acolo butonul de like. Și noi ne vedem. Da, da viitoare! Vaft! Pa 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 pam!